Oesca Șep și Sfântul Gheorghe a câștigat finala Cupei României la loviturile de departajare terminate cu scorul de 5 la 4 după un 0 la 0 în cele 120 de minute de joc regulamentare plus prelungiri. Sezonul trecut 2021-2022 covăsnenii și-au adjudecat trofeul în cele 90 de minute regulamentare încheind cu scorul de 2 la 1 contra lui F.C. Voluntari. De fiecare dată pe banca lui Oeșca Șep a fost italianul Cristiano Bergodi care a devenit astfel doar al 5 cincilea antrenor care cucerește trofeul în ani consecutivi după Revoluție. Totodată singurul din ultimii 16 ani care reușește această performanță. Cei cinci antrenori care au avut triumfuri consecutive în cupă din anul 1990 încoace sunt următorii. Sisi Dumitriu, care a câștigat cu steaua de două ori în 1996 și 1997, Cornel Dinu a cucerit Cupa României cu Dinamo în 2000 și 2001, Ioan Andone, tot cu Dinamo, de trei ori consecutiv în 2000, 2003, 2004 și 2005. Răzvan Lucescu câștiga cupa cu rapid în 2006 și 2007, iar acum Cristiano Bergodi a reușit performanța la Oiș, și Sfântul Gheorghe în 2022 și 2023. Prin cucerirea Cupei României, Oeșca Șep și Sfântul Gheorghe și-a asigurat un nou an în care va evolua cel puțin în preliminariile Conference League și astfel gruparea ardeleană are posibilitatea de a își rotunji consistent bugetul pentru sezonul următor de Superliga.